E scandal mare, doamnelor și domnilor, în politica din România pe aceste migrații de la un partid la celălalt. Pe de-o parte vine Partidul Social Democrat și acuză PNL-ul, ba chiar le-a făcut și o plângere penală pe subiectul acesta, că le sunt racolați, ăsta este termenul, le sunt racolați colegii primari. Pe de altă parte, pe noi și care, domnule, că și voi ați luat de la noi o grămadă de până la urmă, stați un pic, care pe care până la urmă racolează. Și eu vă spun că senzația pe care mi-o creează Răzvan toată chestia asta este, dacă la telefonia mobilă avem portabilitatea asta, te portezi de la o, de la o companie la alta. Și pentru că în momentul când te sună, asta mi se pare șmecheria, că în momentul în care te sună cei de la o companie, da, să prelungești contractul cu ei, tu poți să spui, domnule, eu vreau să închid și atunci ăștia vor face o ofertă mai puternică. Dacă ei nu îți fac o ofertă mai puternică, te duci la ei la alții să-ți facă ea o ofertă. Deci așa e și la companiile, așa sunt și politicienii români. Trec de la, hai să le, dacă le dau pe toate, ok, nu, de la Orange la Vodafone, trec de la, mai e vreuna că nu mai știu, mai sunt. Mai cred că mai sunt. Telecom. Deci trec de la o companie la alta, ei până la urmă făcând același lucru. Trec de la o companie la alta pentru că primesc o ofertă mai bună. Asta este ideea. Păi asta se întâmplă și la politicieni. Primari, parlamentari, trec de la un partid la altul pentru că primesc o ofertă mai bună. Acum domnul Alfred Simonis, pe care probabil îl știți după celebra declarație de avere, declarația spectaculoasă cu mașini de lux și cu multă bogăție în urma unei căsătorii pe care a făcut-o. El a primit cadou la nuntă. Doamne, ce deci bogat ca, a devenit. Ca nuntaș nu contestă nimeni. Așa? Deci dacă aveți nevoie de un nuntaș, de un organ, deci aici chiar e cea lui, a lui. Da. Să spun. După ce l-a acuzat pe robul că susține, robul de la Constanța, că susține tot felul de infractorii condamnați pe liste, acum îi acuză pe PSD-și că fac racolări și că i-au luat din partid 135 de primari. Sigur că am încercat să stabilim și astăzi o legătură telefonică cu domnul Simonis. Ea a fost pentru ultima dată, cel puțin într-o perioadă imediat următoare, pentru că nu vrem să-i generăm coșmarul omul. E clar că Alfred Simonis se teme de această emisiune. E panicat, a treia oară e panicat când total. Află la ce emisiune invita să intre și fuge. Eu știam că PSD-ul, de bine de rău, măcar avea un public numeros și membrii de partid foarte mulți. Cred că ar fi găsit acolo un om suficient de curajos să facă față unei discuții. Domnul Simonis nu e un om curajos. E a treia oară, repet, când găsește un pretext ca să evite, motiv pentru care nici nu mai deranjăm. Vorbim din partea Partidului Social Democrat cu domnul Daniel Savu, fost senator al formațiunii. Bună seara, domnule Savu! Bună seara! De asemenea, din partea PNL-ului, nici se alătură în această discuție, domnul Gigel Știrbu, deputat al partidului și fost ministru al culturii, care a avut și un schimb interesant de replici cu domnul Simonis. Bună seara, domnule Gigel Știrbu! Bună seara! Bună începem de la schimbul noastră de replici, nu? De la schimbul de replici, zic să începem, în care sunteți acuzați, dumneavoastră cei de la PNL, de domnul Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, că racolați foarte mulți primari și vă mai și lăudați cu asta. Cam asta e sinteza declarațiilor domnului Simonis. De ce luați primar de la PSD, în primul rând? Adică pare o rușine totuși, domnul Sârbu. Pare așa totuși, știi, nu, pardon, mă pomenește Adrian Sârbu, poate. Sau cine, da. Ce haideți să-i dăm cuvântul domnului deputat. Deci, domnul Știrbu, după ce că luați PSD și vă mai și lăudați? Bună seara, domnilor. Discuția de astăzi cu, sau dialogul de astăzi cu domnul Simonis s-a plecat, da, de la faptul că domnia sa uită probabil că este reprezentantul partidului care a legitimat, a legalizat prostituția politică în România. Să nu uităm celebra ordonanță 55 din 2014, prin care 500 de primari ai Partidului Național Liberal într-o săptămână au trecut de la dreapta la stânga. Mai bine zis, au fost forțați sub diverse motive să părăsească partidul pe listele căruia au fost aleși, să treacă la Partidul Social Democrat. Când văd atâta ipocrizie sau când am văzut atâta ipocrizie din partea acestui domn tânăr din punct de vedere fizic, dar se pare că învechit în rele ca și colegii domniei sale, n-am putut să stau deoparte și am dat câteva exemple acestui domn din județul Olt, unde în județul Olt, patronat de colegul domniei sale, sau mai bine zis de șeful domniei sale, Paul Stănescu, care a racolat acest domn Paul Stănescu vreo 10 primari de la Partidul Național Liberal în ultima perioadă. Deci, în acest moment, sintagma hoțul strigă hoții este foarte bine uzitată în acest context. Asta a fost dialogul meu cu acest domn
deputat de Timișoara și lider de grup al PSD-știlor din Camera Deputaților. L-am întrebat dacă a uitat celebra ordonanță 55, prin care, într-un câteva zile, 500 de primari din România și-au schimbat culoarea politică. La mine, în Olt, domnilor, în acea perioadă, zile întregi, Liviu Dragnea, soții de Paul Stănescu, bătea din poartă în poartă la fiecare primar PNL să treacă la Partidul Social Democrat, promițându-i canalizări, școli, săl de sport, cămine culturale, dispensare, știu eu ce, cu metrii, toate nebunile de pe lume, numai să părăsească Partidul Național Liberal. Văzând toate aceste lucruri astăzi, în momentul în care acești domni strigă din toți rărunchii că sunt anumiți primari care în urma congresului lor se simt rușinați cu conducerea Partidului Social Democrat și își iau lumea în cap și pleacă în alte țări, în acest moment eu unul n-am mai putut să stau deoparte și am făcut această replică acestui domn. Încercând să-i reîmprospătez memoria, dacă cumva și-a pierdut. Am înțeles. Domnule Daniel Savu, ce înțeleg eu de la colegii de politică liberali, colegii noastre de politică liberali, e că dumneavoastră socialdemocrații, ca să nu zic PSD-știi, ați început și că, practic, în momentul de față sunteți nemulțumiți că ați devenit victima a ceea ce dumneavoastră ați inițiat să faceți în poliție, în politică, adică să racolați. Cam așa stau lucrurile și din perspectiva dumneavoastră? Nu, bineînțeles că nu pot să stai așa. Noi discutăm în momentul de față, 25 august 2020, ce se întâmplă. Definiția traseismului și a racolărilor în politică are la bază o singură noțiune. Merge, cel care pleacă, merge către putere. Restul celor care pleacă, schimbă partidele, dacă nu pleacă către putere, nu sunt traseiști sau nu sunt racolați. Numai puterea racolează în România. Lucrurile care s-au întâmplat în anii trecuți, nu le comentăm astăzi. Noi comentăm... De ce anume, domnul Sav? Ipocrizia este a PNL-ului, care împreună, toți liderii PNL, începând cu președintele Iohannis, au blamat PSD-ul, fiecare membru PSD, ba chiar Rareș, Bogdan, chiar și președintele partidului, domnul Orban, a spus niciodată vreun PSD-ist nu va fi luat în PNL. Au încălcat aceste principii pe care le-au anunțat. Apelul la moralitate pe care îl fac ei tot timpul devine lipsit de substanță, pentru că tocmai asta fac acum. Asta este ceea ce s-a discutat la momentul prezent. Îi reamintesc domnului deputat că nu s-au racolat primari la PSD după congres, pentru că toate listele au fost depuse înainte de congres, ca să restabilim adevărul și în această situație să nu mai dezinformăm lumea. Deci, racolarea se face întotdeauna dinspre putere. Puterea este cea care promite, care practic cumpără credibilitatea unor oameni care vor vota în sensul în care li se promit diverse lucruri. Asta faci când e la putere. Sabu, ce domnilor, pot să-i adresez o întrebare domnului Savu? Vă rog, sigur. Domnul Savu, eu nu v-am văzut așa de vehement, dar nici chiar n-am auzit un singur cuvințel în perioada 2014, când dumneavoastră era senator al Partidului Social Democrat, da? Foarte vocal în spațiu public, n-am auzit un cuvințel din partea dumneavoastră condamnându-l pe Dragnea și compania lui cum că au legitimat prostituția politică în România. Astăzi vă văd ca un veritabil Don Quixote, domne, al apărării acestor principii. Păi dumneavoastră ați început cu alt legitimat acest lucru, domnul Savu. Și deci traseiști sunt numai aceia care pleacă de la opoziție la putere și nu de la putere la opoziție? Adică acest traseism e cu un singur sens? Întotdeauna așa a fost sensul. Deci cei cum care adică? Pleacă... Păi eu v-am domnul Savu, neglijat... Numai puțin, că m-ați atacat și personal, Nu v-am atacat, v-am spus eu evident că domnul... Nu v-am atacat. Domnul Savu, nu v-am atacat. Nu v-am auzit în acest...
perioadă ieșind în spațiu public. Trebuia să urmăriți lucrările Parlamentului. Da. Am fost foarte vocal în Parlament, inclusiv legat de astfel de situații. Deci, nu ați urmărit-o. Dar asta nu este o problemă. Sunt atâția ani de atunci. Nu pot să vă reproșez că nu mai știți ce s-a întâmplat în 2014. Amintiți-ne ce s-a întâmplat. Dar noi vorbim, despre... Nu vreți să aducem subiectul la zi? Suntem în 25 august 2020, astăzi, și ipocrizia este la Partidul Național Liberal, care a promis una că nu va lua pe nimeni din PSD. Domnul Savo, asta a stabilit deja. Deci PNL a adus foarte mulți primari de la PSD. Noi nu înțelegem acum de ce PSD e supărat. Adică ar putea fi supărat electoratul PNL, nemulțumit că se va trezi sub simbolurile liberale cu candidați PSD-iști. Dar dumneavoastră la PSD, care ați practicat aceeași politică de racolare, de ce să vă simțiți deranjați? În momentul în care avem alegeri astăzi, în 2020... Celelalte cicluri electorale au fost marcate de acest lucru și poate am plătit pentru ele. Am plătit sau... cum ați plătit? Că la ultimele alegeri ați obținut un scor record. Este, la ultimele alegeri locale și parlamentare. Este momentul, dacă îmi permiteți, ca cei care vor vota la aceste alegeri să ia act de ceea ce face PNL-ul acum. Pentru că acum se votează. La ciclurile celelalte, oamenii au văzut ce s-a întâmplat. Vreți să vorbim exclusiv în prezent? Dar domnul Savu, lăsați electoratul să se să se pronunțe pe această speță. Dumneavoastră nu aveți nicio cădere să spuneți aceste lucruri, pentru că ați practicat și ați început această am înțeles că m-ați invitat ca să-mi spuneți că n-am nicio cădere să-mi pun punctul de vedere. Da, eu susțin și... Nu, domnul Savu, noi v-am invitat, v-am spus noi că n-aveți nicio cădere. Domnul Știrbu v-a spus că n-aveți nicio cădere. Este o discuție. Problema este următoarea. În momentul de față, dacă discutăm în prezent și eu cred că și în trecut, va recunoaște și domnul Știrbu, pentru că eu nu am spus că atunci când am fost noi la putere nu exista traseism. Da, a existat, am plătit. Acum vorbim de ce se întâmplă cu niște oameni care au promis electoratului din toată România că nu va veni niciun membru PSD în partidul lor. Iată că vin nenumărați. Păi și dumneavoastră, acum încercați să-i ajutați pe cei de la PNL, întrebându-i cum își explică față de electoratul lor lucrul acesta. Nu. O să vedem cum se va întâmpla, cum se vor întâmpla lucrurile în urma votului, dar la alegerile locale, domnule. Asta spuneam și eu. Adică nu puteți să le reproșați lucrul acesta celor de la PNL. În schimb, domnul, aș vrea să-l pun într-o oarecare dificultate pe domnul Știrbu, pe care îl și apreciem de atâtea ori l-am avut în invitat în emisiune. Vă aduceți aminte, domnul Știrbu, când vorbeam despre fostul ministru al culturii, despre domnul Breaz, râdeam aici, ne simțeam bine în legătură cu domnul Breaz, care, sigur că genera tot felul de subiecte de amuzament. Adică a fost un ministru ca mulți alții din guvernul doamnei Viorica Dăncilă, un ministru amuzant, care furiza doar motive de amuzament. Domnul Buzeanu, memoria mea e destul de vie. Păi ce facem cu el? Că a venit la PNL, domnul? Sau așa mi s-a părut. Domnul Breaz a plecat din Partidul Social Democrat nefiind membru al Partidului Național Liberal. Eu nu am văzut un anunț făcut de către domnul Breaz cum că a trecut la Partidul Național Liberal. Ok. Eu nu știu. Nu știu de acest anunț. Presa a relatat că în sensul acesta merge domnul Brea, se duce către Partidul Social Democrat. Că Partidul Național Liberal. Nu, a fost la un eveniment alături de liderii PNL. Deci senatorul Daniel Breaz și-a anunțat demisia din PSD, a anunțat că își va continua activitatea ca independent. Asta e o... Ce? Deci era independent de limba română, acum este independent și de Partidul Social Democrat. Dar a mers la un eveniment organizat de liderii județeni PNL, n-a fost niciun fel de problemă. Domnilor, în acest moment eu nu știu să existe vreun anunț din partea organizației județene Alba sau din partea domnului Breaz, cum că au făcut acest mariaj, să zic așa. În altă ordine de idei, domnule Știrbu, oamenii ăștia pe care i-ați luat de la PSD au venit destul de ușor la Partidul Național Liberal, probabil pentru că, așa cum spunea și domnul Savu, Partidul Național Liberal e la putere și lumea e tentată să meargă înspre putere. Dar nu vă e frică că tot aceiași oameni pe care acum i-ați luat de la PSD vă vor trăda cu prima ocazie, că ei sunt în fond niște trădători. Dincolo de simpatiile politice ale fiecăruia, ați luat niște trădători. Că ce fel de om pleacă de la PSD la PNL în buza alegerilor, nu? Domnul Zafir, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Sunt oameni anumiți oameni de bună factură care nu se mai regăsesc în partidele cu care au început cariera politică. Acum, eu nu pot să spun
spun că mă număr printre ei. Eu sunt unul care am început cariera politică în PNL și probabil o voi sfârși în PNL. Dar sunt cazuri și cazuri. Că sunt și traseiști, cum să vă zic eu, de formație printre ei, nu neg acest lucru. Un lucru este cert. Fiecare caz trebuie luat în parte și analizat în parte. Nu cred că toți trebuie băgați în aceeași oală, indiferent că sunt PSD-și, liberali, juseriști sau mai știu eu cum. Bun. Domnule Savu, în încheiere, acum, dincolo de momentul ăsta electoral, dumneavoastră n-ați încercat să luați candidați cu șanse de la PNL? Să-i aduceți la PSD? Deci, încă o dată, haideți să picăm de acord asupra definiției traseismului. Traseismul tău e un om care își schimbă partidul. Nu. Dacă vreți, eu... Păi nu are nicio legătură cu puterea sau opoziția, domnul Savu. Sigur că are. Ia explicați-i dumneavoastră cum are. Nu. Vă rog. Sigur că are. Dacă nu doriți să acceptați această aserțiune a mea, nu e nicio problemă. Păi dar de ce ar fi așa? De ce ar fi așa, domnul Savu? Toți cei care sunt... Pentru că atunci când pleci la putere, înseamnă că pleci și să promii niște avantaje. Spunea și domnul Știrbu, sunt oameni care poate nu se mai regăsesc pe listele, ar dori să candideze pentru comunitățile în care fac parte și atunci pot să schimbe partidul dacă nu se mai regăsesc în opțiunile celor din partidul pentru care a candidat. Dar un PSD fără șanse, fără șanse care pleacă la partidul domnului Ponta pentru un loc eligibil, nu e traseist, nu? În momentul de față, noi vorbim despre racolările care au loc dinspre... Nu, noi vorbim despre definiția traseismului, domnul Savu. Definiția traseismului... Deci poți fi traseist fără să pleci către putere. Pleci în funcție de interesul personal. Eu încercam să introduc în această discuție, în această seară, subiectul zilei, care înseamnă afluxul de PSD către PNL. Eu am înțeles, dar ați făcut așa o afirmație universal valabilă. Adică ce înseamnă traseismul? A promis că nu va lua pe nimeni de la PSD. Și iată că acum asta este subiectul. Da, amințit. Au promis și nu respectă promisiunile. Asta este lipsa de moralitate. Vă rog, domnul Știrbu. Ce răspuns ați vrea să vă dea domnul Savu la această întrebare? În concluzie. Că domnia a plecat din PSD în alt partid și tot așa. Da, s-a întors domnul Savu. Iar v-ați documentat. Lucrurile sunt destul de simple, domnul Zanfir. Domnul Savu, dacă vreau o încheiere și apoi le mulțumim. Domnul Savu, doriți să faceți vreo precizare? Când eram la putere, am dorit să candidez pentru orașul meu, pentru Ploiești, și atunci am făcut-o ca independent. Am dorit să... Și sunt mulți, poate, care își doresc să pună în valoare... Dar n-ați fost și la alte partide? Păi, după ce aia. Am candidat ca independent și n-am câștigat, acum sunt în PSD, dar nu am plecat niciodată la putere. Deci asta încerc să spun. Tot insistați dumneavoastră că nu-i traseist decât cine pleacă la putere. Nu e domnul Savu așa. Traseist e cel care își urmărește interesele în funcție de partid, nu în funcție de viziune. Cel care pleacă că îi se promite ceva, acela este veritabilul traseist, să știți. Da. Păi asta, din partea PSD-ului, PNL-ul este acuzat de lipsă de moralitate. Bun, mulțumim domnul Daniel Savu din partea Partidului Social Democrat, domnul Gigi Știrbu din partea Partidului Național Liberal pe această dispută legată de mișcările de primar de la un partid la altul, așa sunt dute vino. Sigur că este într-un fel mai incriminabil dacă ar fi să ne uităm așa la scena politică pentru PNL, pentru că imaginea mai bună o are PNL-ul în rândul electoratului. Tocmai de aceea guvernează, deși nu are majoritate parlamentară. Pentru că intenția nu mai imaginea, dar au stabilit niște standarde. Da. Au susținut că penalii nu au ce căuta pe listele lor. Nu au criterii de integritate. PSD nu a văzut să fie atât de strict în privința oamenilor cu un cazier dubios. Da? De asta e mult mai periculoasă o astfel de practică de la PNL, care a ridicat standardele, decât de la PSD, care am văzut că a încercat să coboare legile, ca să poată trece pe deasupra. De asta nu înțeleg eu cum e candidat Virginel Gireadă, fostul lor parlamentar, după ce are o condamnare penală, e acceptat drept candidat al PNL la comuna aia, care mi-a cauzat mie atâta neplăceri financiare. Și doar un exemplu. Scurt exemplu, pentru că e important să trecem și prin el. Primarul din județ... Uite-te, în acel moment că am vorbit la un moment dat în această emisiune despre primarul din județul Iași,
care a fost prins întreținând raporturi sexuale în sediul primăriei cu minore traficate. Știți, subiectul este ceva... Da, e un subiect scandalos. Nebunie. Așa. Dom'le, el a fost exclus din Partidul Național Liberal, da? La început, când am vorbit subiectul acesta, a fost și o reacție Partidul Național. Dom'le, ne dezice de așa ceva cu tare. Acum apare domnul Damian Budnariu, primar la Mogoșești. Așa, din județul Iași, cum vă spuneam, apare pe afișele Partidului Național Liberal cu emblema Partidului Național Liberal, deși el nu mai face parte din Partidul Național Liberal. Fără emblema Partidului Național Liberal, cu toată grafica Partidului Național Liberal, că exact asta e confuzia. Tocmai am demonstrat acum în direct, fără să regizăm nimic, că și-a atins obiectivul. Da, pentru că eu văzând culori, m-am gândit că apare și aceeași grafică pe care au toți candidații PNL. Aceleași culori pe care le au toți candidații PNL. Îți lipsește doar săgeata și cele trei litere P, N și L. La el poate alte trei litere ar fi mai oportune. Dar candidează pentru un nou mandat domnul Damian Budnariu din Mogoșești, Siret, județul Iași. N-are niciun fel de reținere. În timp ce ne amintim cât de reținut era domnul Orban cu privire la această candidatură, ne spunea, nu o să mai candideze el, o să avem alt candidat. PNL-ul nu are candidat acolo, motiv pentru care apare cu această confuzie domnul Budnariu. I-aș da un telefon domnului Budnariu să-l întrebăm din partea cui candidează. Apropo de reținere, poate ar fi trebuit să fie și reținut omul acesta, adică dacă strins o luăm așa. Nu intrăm pe zona penală, intrăm doar pe zona cromatică, zona cromatic-politică. Domnul Budnariu, despre care domnul Orban ne-a oferit garanții că nu va mai candida și că Partidul Național Liberal va avea alt candidat acolo, este un candidat independent cu această grafică consacrată a Partidului Național Liberal într-o comună în care Partidul Național Liberal nu a pus niciun candidat. Sunăm în aceste momente emoționante la domnul Budnariu, candidat... Independent. Independent, dar... În echipament liberal. Dom'le, ajungem ca la fotbal, Năzvane. Nu ai voie să folosești culorile clubului, însemnele. Domnul Budnariu nu răspunde, deși sigur că îi dăm acest prilej să apară la televizor. Vezi, domnul Budnariu, că e campanie electorală, e păcat. Să spună că vrea să facă, vrea să... Ce proiecte aveți pentru comuna Mogoșești-Siret? Pentru minorele din comuna Mogoșești. Pentru copiii din Mogoșești-Siret. De acolo, să vedem. Domnul Budnariu și-a depus candidatura că e independent. Va ființa o școală de fete, va ființa un internat. Alo? A răspuns? Nu. S-a terminat. Zice domnul Budnariu, sunt cu bun simț. L-au prins și de la G4 Media. Sunt cu bun simț. A spus că dacă mă vor oamenii, mă opresc. Dacă nu mă vor oamenii, mă opresc, dar oamenii m-au determinat. Deci a cerut publicul, mai așa ceva. Vrem un primar care a întreținut raporturi sexuale la noi în primărie cu niște minore traficate. Ne dorim așa ceva, să continuăm cu omul ăsta. Uitați-le în imagine. A cerut publicul, au nebunit când au auzit. Cum doresc să nu avem noi un primar acolo care să poată să întreține raporturi sexuale în primărie? Cum să nu avem? Noi de asta avem nevoie, ar fi zis oamenii de acolo din localitate. Ce e dramatic? Cu adevărat, dacă mai putem să dramatizăm vreun pic, e că omul ăsta nici nu s-a retras. Deci nu să se retragă în munți definitiv. O perioadă, să vadă, domnule, 2-3 runde electorale până mai cresc copiii ăștia. Nu candidez. Să-l vedem până 2024. Că lumea uită. Lumea uită, nu se mai găsesc. Bă, uite-l pe pont acum. Uitat lumea. Uite-l, a vrut ca o floare, parcă zice, are părere. Domnule, uite-l pe domnul Sav, PSD. Mă țin de lui că a fost, că adresc, ca... Da. Bun. Dom'le, da, nici PNL-ul să nu pună măcar un candidat acolo. Adică e evident că a făcut această campanie cu acordul partidului. E evident că domnul Costel Alexe, care e importantul lider al organizației județene Iași, n-a avut niciun fel de reacție. Iar a fost întrebat de jurnaliști. Domnul Costel Alexe, ați văzut ce face Budnariu ăla? Care Budnariu, domnule? Budnariu de la Mogoșești-Siret. Care Mogoșești-Siret? Mogoșești-Siret, despre care presa a dezvăluit că întreținea raporturi sexuale cu minore în biroul său și căruia îi spunem bună seara. Nu, îl avem pe Mircea Marian. Asta n-a răspuns. Mircea Marian, bună seara de la Newsweek, bună seara. Bună seara. Bună seara. Noi toți speram să dea colegii de regie de domnul Budnariu să-i putem spune bună seara și să-l întrebăm cum de... S-a apucat să candideze din nou în echipament liberal, dar proclamat independent. Dar ce să vezi, n-ai cu cine vorbi, așa că o să vorbim cu tine despre cu totul și cu totul. Nu, vorbim, rămânem în regiune, rămânem la Iași. În regiune, domne, da. Așa, în regiune acolo, Mircea Marian, înțeleg că domnul, fostul ministru al justiției, domnul Tudorel Toader, uite, l-a cam uitat lumea cumva, l-a cam șters lumea, poate că acum e privit și cu oarecare...
empatie, da, domnule, cât de cât a fost cât de cât acolo. Înțeleg că face campanie electorală Partidul Social Democrat în cadrul facultății? Le-a promis că le deschide, nu știu ce, extensie a universității Cuza din Iași, acolo la Botoșani. Cum ar fi Harvardul să-și deschidă filială în Montana sau în Alabama, ceva în genul ăsta. Da. E clar o chestie politică să promită aia botoșenenilor că să aibă și ei o universitate acolo în orășelul lor minunat. Deci, practic, încearcă într-un fel sau altul domnul Tudorel Toader să se facă din nou remarcat Partidului Social. De uite, ne încercăm cât de cât aici. Să facem câte ceva. Are niște prieteni, îi ajută discret, că nu îi ajută pe banii lui. Și că dacă ar fi universitatea privată a lui Tudorel, poate nu are decât să deschidă filiale unde vrea, dacă sunt rentabile. Dar o deschide pe banii contribuabilor și fără niciun fel de analiză dacă asta ajută educația din România. Da, face lucrurile acestea. Bun, pare totuși un om extrem de întreabă. Întotdeauna trebuie să fie într-o treabă. El tot timpul pare că își caută să-și formeze acolo un ușor cheag ca să revină puternic. Deși totuși a fost un contestatar al Partidului Social Democrat în ultima vreme. Am văzut și conflictul sau Partidul Social Democrat cu Mirael pe vremuri. Am văzut conflictul cu Viorica Dăncilă din declarații, am văzut conflictul cu Liviu Dragnea. Serios, acum tot sunt dizidenți. Pe cuvântul meu, parcă am fi în 1989 și tot Comitetul Executiv al Partidului Comunist Român a declarat, domnule, toți eram, ne opuneam lui Ceaușescu, nu știam cum să-l dăm mai repede jos. Și după aia decide că au reformat partidul când toate eșaloanele 2 și 3 ar rămâne la putere. Da, dar ne amintim că... Mircea Marian, ne amintim că domnul Tudorel Toader a reapărut în joc așa și public într-un moment în care se discuta despre continuitatea sa în Comisia de la Veneția. Adică el nu s-a dezis de Partidul Social Democrat, al cărui membru nu a fost, dar uite-l cât de util se arată în campanie electorală. Nu s-a dezis pur și simplu pentru că a avut mustrări de conștiință. Era un context în care trebuia să se poziționeze de partea binelui, așa cum îl vede și Comisia de la Veneția, din care vrea să facă parte. Deci nu trebuie să ne surprindă că domnul Tudorel Toader rămâne alături de cei alături de care a și guvernat. Ăștia sunt cei mai puieri. El a fost creația lui Relu Fenechiu de la Iași. A fost fotografiat când ieșea de la petrecere. Liberalul Relu Fenechiu. Exact. Dar ce se întâmplă la Iași, că a spus și de Budnariu, mie mi se pare o cumplită rușine. Rușinea acestei campanii electorale. Toate platurile care sunt acolo, inclusiv USR-ul care candidează la Consiliul Județean, tot cu omul lui Fenechiu. Deci omul lui Fenechiu de la USR se bate cu omul lui Fenechiu de la PNL. Migrațiile. Dar cum a reușit Relu Fenechiu să-și implanteze pe cineva în USR? Că USR a apărut cu mult timp după ce Relu Fenechiu a dispărut. Păi dar nu era transformatorul. Nu era transformatorul, da. Bodea, care candidează la Consiliul Județean, fostul șef al aeroportului, care ridica ode de laudă lui Relu Fenechiu când ăla era la pușcărie. Asta făcea Bodea, care acum candidează pentru USR la președinția Consiliului Județean, cu Tudorel Toader, rector al celei mai importante universități din zonă. Eu nu înțeleg cum e posibil ca Iașul să ajungă în halul ăsta și cu perversul ăla de la Siret, care candidează la primărie sub sigla PNL. Da, interesant e că totuși Marius Bodea, despre ele vorba, cu 22 de ani vechime PNL, dacă nu mă înșel, este primul caz de mare transfer de la partidele vechi în USR. Deci oamenii aceștia... Stai că mai sunt. Dacă e cel mai greu de până acum. Că au mai adus cu organizații de tineret, cu un viceprimar mărunțel. Da. Nu, deci de la Bode deja au intrat în rândul lumii cu transferuri de la partide tradiționale. Da, putem da exemple. Mai e Nichita de la Vrancea. La Alba Iulia, viceprimarii liberali al lui Hava se bat între ei, unul la PNL, unul la USR. Da. O bucurie. Se întâmplă pe tot cu prinsul țării. Mie totuși transferul ăsta mi s-a părut cel mai de... Sonor. Da, de răsunet, pentru că cel puțin în zona Iașiului numele lui Bodea e extrem de cunoscut și lumea știe câtă politică a făcut în PNL. Asta este. Și l-avem și pe primarul Iașiului, care are această fandare de la PSD la PNL. Mă rog, deci dacă ai lipsit 4 ani de România, nu mai înțelegi nimic. Deci nu știi de unde să iei pe oamenii ăștia. Da, e o televiziune, Mircea Marian, care am văzut că are acest obicei de a și
pune partidul pe, adică să, când apare omul la televizor, da, are tot timpul jos acolo etichetă cu partidul pentru da, care evoluează. Ne-am gândit inițial că e redundant, dar vedem că ar putea avea utilitate. Are un sens, da. Mircea Marian, Newsweek, mulțumim pentru intervenție despre Iași și despre felul în care se întâmplă lucrurile acolo. Pe de altă parte, mergem mai în sudul țării, unde în Mangalia se petrec lucruri interesante. L-avem pe acest domn devenit celebru și pe zona asta de Horeca, așa, ca militant împotriva măsurilor. Era el așa foarte deranjat, era că nu sunt deschide hoteluri, restaurante și așa mai departe. Pe care s-a mai liniștit un pic. S-a liniștit și s-a liniștit și cu candidatura anunțată pentru Constanța, dar încă rămâne neliniștit în ceea ce privește Mangalia. Murat. Domnul Mohamad Murat, omul care de fiecare dată când mâncați o șaurma în România, trebuie să-i trimiteți un gând bun. Șaurmarul. Pare să fie primul șaurmar al acestei țări. El a descălecat cu șaurma în această țară. Pare a fi, dacă l-ascultați 10 minute, pare a fi zona lui de competență. Deci nu știu de ce l-a trecut pe partea el. El a mai făcut și de hoteluri ulterior, dar cu nimic nu poate umbri ce a făcut în domeniul șaurma. Bun, și acum la Mangalia încearcă să facă și acolo o mică șaurma, în sensul în care... O candidatură cu de toate, oameni buni. Cu dosare penale, cu clăpsuțe, cu... El chiar așa a procedat. A rămas cu anii 90, s-a dus și a dat niște plase. Niște plăsuțe cu Murad de acolo scris cu... Hai să vedem, imagini cu domnul Murad, care are acest necaz că dă mită electoral. Nu vei rușine, bă! Plecați de aici, aici, tot aici! Cum vă lăsa cu oamenii ăștia cu voi aici? Mohamad Murad s-a înscris în ultima zi prevăzută de legislație în cursa pentru primăria Mangalia, ca independent, după ce, cu câteva săptămâni înainte, își anunțase intenția de a candida la primăria Constanța. Cum timpul nu putea fi rosit, candidatul independent s-a activat imediat. Așa cum se poate observa în imaginile filmate de oameni revoltați, independentul a făcut pachete pe care mai apoi le-a împărțit alegătorilor. Zeci de oameni s-au adunat în jurul acestuia pentru a-i auzi promisiunile și pentru a-și primi porția electorală. Doar că lucrurile nu au trecut neobservate de autorități, astfel că poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă penală pe numele lui Murad. Genul acela de om, genul acela de candidat, genul acela de om de vrea să devină primar cu șmecheriuța. Deranjează pe cineva că a făcut un pachetel, le-a pus și o Eugenia, le-a pus și o... Luați o șaormă mică, nu mare, o mică șaormă cu de toate. Cu... De ce? De ce nu legat la voi? Care este problema? Problema? De ce nu i-ați permite problema la voi? De ce nu este bine așa? Problem. Care problem? Niciun problem. Este un pic, nu este mita, este plăcerea lui, blăgerea lui. Deci, domnul Murad ne încântă sufletul pentru că a decis să candideze, pentru că chiar ne-a speriat când am avut informația, în exclusivitate, da, e drept, că se retrage din cursa pentru Constanța și v-am anunțat-o și dumneavoastră, în exclusivitate, evident, în această emisiune. Să știți că zâmbeam, dar în sufletul nostru era și ceva tristețe, pentru că ne gândeam cum vor fi alegerile astea locale fără Mohamad Murad, care... Multă lume întreba. Bă, și... simțeam că va face ceva frumos. N-are rost, domnule, să mai țin alegeri. S-a dus încolo, spre Mangalia. Problema e că nu s-a dus cu mâna goală, cum se practică legal în campanie electorală în România. S-a dus cu niște trăistuțe, cu niște plăsuțe. Nu este voie așa ceva, nu mai este voie așa ceva la Roera România. S-au mai schimbat vremurile, s-au mai schimbă... Poți să dai, nu știu dacă poți să dai, arunc și eu pe piață, cazare moca la hotel, că slavă Domnului. Da. Dacă a reușit la câte hoteluri are, dacă și-ar umple hotelurile cu votcați, ar putea câștiga nu alegerile de Mangale, că ar putea să câștige și alegerile din Crevedia. Da. Dar nu e cazul de plăsuțe. Fără Bun. Plăsuțe. Stop, spune stop plăsuțe. Nu mai dați plasă, cam asta este ideea. Deci, dai plasă în campanie, dai plasă și ajuns o dată la primărie. Haideți să nu mai dăm așa ceva, pentru că în altă dată presimt eu că nici românii nu vor da votul. Și cu asta basta. Bun, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu scandalul generat de o declarație. Și nu numai de o declarație. A domnului Kelemen Hunor. O să vedeți, e ceva... Deci de nou Kelemen Hunor. Și insistă cu acest Kelemen Hunor. Și intervine din nou Ungaria pe teritoriul țării noastre. O să vedeți cu ce. Pe care vrem să o felicităm. Da, pe această cale. Că ultima dată când am spus, și noi și alți jurnaliști că Ungaria are niște interese, guvernul de la Budapest are niște interese strategice în România, au aruncat așa cu amenzi,
cum se aruncă cu monede după mort. Așa și atunci, acum vom și lăuda. Acum vrem să felicităm guvernul Victor Orban pentru achiziții de răsune, să pentru că a luat clădiri de patrimoniu de România și le-a cumpărat în numele statului maghiar și deține acum în inima Transilvaniei clădiri importante. Să nu mai deranjăm reprezentanții UDMR în CNA. Reprezentanții UDMR în general. În general, da. Și o să lăudăm, o să spunem, doamne, extraordinar. Și vrem să-i felicităm pe această cale. Schimbăm un pic dacă a deranjat. Dacă, dacă a deranjat, schimbăm că și noi. Nu se dorește pe critică, se dorește pe laudă. Merge pe laudă. Să nu, primi, să nu se dea amenzi și pentru că... Dar de ce laudă? De ce ați laudat așa? Asta e, atunci laudă-l tu și îl critic eu. Ca să fie pauză și ne întoarcem. Bună, România! Ne-am întors în direct, suntem în continuare în România, țară în care se petrece următoarea chestiune. Locomotiva acceleratului de București a plecat fără tren din Piatra Neamț, iar călătorii aveau să afle lucrul acesta după 20 de minute. Nu există ceva mai frumos. Călătorii au aflat după 20 de minute, mecanicul de locomotivă nu știe nici acum. Haideți să urmărim un scurt material care ilustrează această speță cu totul și cu totul aparte, care, veți vedea în cele ce urmează, ne plasează într-un club select al țărilor din spațiul acesta european. Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață în gara din Piatra Neamț. Călătorii care au plătit aproape 80 de lei fiecare ca să ajungă la București s-au urcat în vagoanele trenului Interregio 1858, ferm convinși că vor pleca înspre capitală la ora 9:10, așa cum prevede mersul trenurilor. Numai că după 20 de minute de așteptare se aflau în același loc, pe linia 1 din gara Piatra Neamț. Locomotiva care ar fi trebuit să-i ducă la București a fost trimisă să aducă vagoanele rămase blocate pe traseu între Piatra Neamț și Rosnov. Călătorii nu au fost anunțați despre întârziere, așa că nu le-a rămas decât să aștepte întoarcerea locomotivei. Despre despăgubiri din partea CFR nici nu poate fi vorba. Deși în toată Uniunea Europeană se aplică un regulament care prevede ce despăgubiri trebuie să le plătească operatorii feroviari pasagerilor în cazul întârzierii trenurilor, România a cerut o derogare pentru aplicarea acestuia în vara anului 2019. Prima zi în care CFR va plăti despăgubiri pentru întârzierile din traficul intern ar trebui să fie 3 decembrie 2024. Da. Lasă cu despăgubirea. Ați complicat-o, nu. Nu complicăm. O lăsăm simplu așa cum e. Pleacă locomotiva fără vagoane. Deci despăgubirile care ar trebui. Bă, a plecat locomotiva fără vagoane. După 20 de minute și-au dat seama pasagerii. Mă, noi tot acolo suntem. Tot acolo, mă, tătuțule. Păi, pe două variante. Ori se mișcă foarte încet, nici că ori a plecat fără noi. Ceea ce e foarte plauzibil. Oamenii au stat și zic, bă, merge cam încet. Că așa, cam, așa merg, așa, materia rulat, n-ai ce să... Așa merge acceleratul în România. Acceleratul e cel mai încet. Acceleratul toată lumea știm cu toții, da. Îi spune tocmai, ironic. Da, acceleratul. Acceleratul. Pe de altă parte vreau să vă spun că nu vrei să întâmplă lucruri strane și până alte țări la nivelul ăsta. Tocmai de-aia am spus că intrăm într-un club select al spațiului european, nu al Uniunii Europene, în caz că n-ați fost atenție, vina dumneavoastră, al Europei, în sensul larg al termenului. Pentru că mergem la Oslo, Norvegia, unde se întâmplă următorul eveniment. Norvegia aia care n-are președinte. Da, doamna Udrea. Păi fă precizare. Hai să vedem ce se întâmplă la Oslo. Mi se pare absolut similar. Ia uitați-vă. Poți dai și cu sunet că e comentat. E comentat. Sper că e comentat în Norvegia. În română. E un român care constată lucrul acesta. În română putem și noi, mă, să comentăm. Ia. Uitați-vă puțin ce se petrece. Deci, practic, este un autobuz care este fără șofer. Autobuze în Oslo care circulă fără șofer. Merg așa de nebune. Ce interesant că circulă și fără călător. Și cum avem noi câini vagabonzi, așa au ei autobuze vagabonde. Hai să nu jignim. Comunitare, domnule. Comunitare. Comunitare. Deci un român constată acest lucru. Fără stăpân. Ăștia n-au șoferul de autobuz. Șoferul este o instituție în România, șoferul de autobuz. Vă dați seama, așa rămân ăștia. Autobuz. Noi abia am introdus uniformă și au renunțat la el cu totul. Noi încercăm să-l instituționalizăm și mai tare. Ăștia nici nu vor să mai audă de el. Locomotiva. Păi cine ar fi îmbrăcat doamna Firea dacă era primăriță în Oslo? Cui introducea uniformă? Ar fi introdus, să spun, că la ce se ajungea. Da. La călători. Ca să circul cu transportul comun, uniformă de călător STB. Da, trebuie că călătorul să preia uniformă. Păi uniformă trebuie să existe. Uniforma e deci, sfântă, mă. Locomotiva din București, acum vă întreb, care vi se pare o descoperire mai locomotiva semnă? Locomotiva din Piatra Neamț, acceleratul de București. Locomotiva fără tren. Fără tren, bravo. Așa, sau autobuzul fără șofer. Ce vi se pare mai... Eu vă spun sincer, mi se pare... Locomotiva fără... În România să lucrezi mult mai avansat. Domnul Buzea, te întreb altfel. Da. Ai prefera să mergi cu o locomotivă care n-are vagoane în spate
sau cu un autobuz care n-are șofer în față. Deci cam asta e întrebarea. Ești și tu născut înainte de 90, nu e suficient de hipster să mergi cu așa ceva. Și am remarcat că, domne, fără șofer, am înțeles, dar merge și fără călători. Ați văzut ce era foarte tare autobuzul ăla? Ți-a spus, o merge de capul lui. Da, apropo de... Nu are stăpân, n-are nimic, probabil viitorul primar din Oslo va câștiga alegerile cu o campanie stop autobuzelor fără stăpân, le va prinde, le va captura, reprezintă un pericol, exact cum era la noi cu câinii comunitari. Apropo să nu mai zic de nou vagabonzi. Partid de locomotivă, uite, o locomotivă a partidului UDMR, domnul Kelemen Hunor are o declarație foarte drastică. Dacă și Kelemen Hunor e locomotivă... E locomotiva partidului UDMR. Deci nu e. Kelemen Hunor nu e locomotiva partidului UDMR. UDMR e autobuzul fără șofer. Nu știam în ce să-l bag. Așa, și domnul Kelemen Hunor acum a întrebat de vorbă în legătură cu această moțiune de cenzură. Ce mai zice? Avem o mie de motive să dăm jos guvern. Este un haos total în țara aceasta. Vom lua o decizie în ziua votului. Moțiune. Mă, ăsta tot timpul e nemulțumit. Deci e super ce critică ce se întâmplă. Tot timpul e nemulțumit. Azi a plouat toată ziua. Dacă noastră vi se pare normal să trăim în condițiile astea, e pandemie, da? Da. Nu se trăiește bine, domne, în țara asta. M-am văzut la un moment dat o înregistrare cu Serghei Mizil, dând cu pumnul masă, că murim de foame, avem pensiile mici. Și era totuși Serghei Mizil. Multe lucruri, dar nu cred că moare de foame. Așa și Kelemen Hunor. Dar ce e remarcabil la el, are această stare permanentă de nemulțumire, indiferent cine e la guvern, indiferent cum merg lucrurile, el lăsând impresia ca și cum, domne, românii ăștia sunt... Așa mi se pare mie, mă! Dacă ne-a lăsat pe noi UDMR și să punem mâna să facem ceva în țara asta. Te vezi că ești aproape de adevăr, că dânsul spune. Deci guvernul ăsta trebuie să pice sub orice critică. O variantă bună ar fi PNL cu UDMR. Asta ar fi o variantă bună. Deci PSD cu UDMR a fost o variantă foarte bună, PNL cu UDMR a fost o variantă bună. Deci o variantă foarte proastă, acest PNL singur. Asta e problema. PNL cu UDMR, în schimb, uite, asta ar fi o variantă bună. Da. Deci nu este sub orice critică să existe un guvern în care să nu facem parte. Eu am înțeles că e insuportabilă starea asta guvernamentală. Dar mă așteptam la alt argument. De ce e prost guvernul ăsta? Pentru că nu fac parte din el. Spun, adică să spunem în concret, faptul că noi nu suntem parte acestui guvern îl face să fie foarte slab. Deci este un guvern slab în care lipsesc specialiști. Ce specialiști? Specialiștii noștri. Adică noi. Și un guvern prost în care lipsim. Un guvern PSD ar fi mai bun? Cu noi sau fără noi? Fără noi. Un guvern prost. Deci ideea e în felul următor. Pe noi nu ne interesează neapărat cu cine guvernăm. Asta e o chestiune pe care o las partidelor care nu sunt etnice să decide. De ce nu construim un guvern? Am auzit de Uniune Națională. Dacă eram Vadim Tudor, aș fi zis, poate vrea domnul Hunor să facă un guvern de Uniune Antinațională. Dar nu facem genul ăsta de glume. Nu putem să pornim altfel decât să vedem cine are mult și să lipim UDMR lângă el. Nu mai bine, îl avem pe UDMR și mai lipim unul greu lângă el. Haideți să pornim de la nucleul de bază al guvernului României. Nu, Răzvane, mă întorc la nucleul de bază, mă întorc la exemplu cu locomotiva care a plecat fără compartiment. A plecat singură. Nu există vagonul ăsta al UDMR-ului. A plecat fără vagonul UDMR. Deci avem acest PNL care e locomotiva și nu există în spate vagonul UDMR, ceea ce face acest guvern să fie foarte prost. Asta zice domnul Kelemen Hunor. Păi un guvern prost de care noi nu facem parte și cu asta basta. Pe de și e pleonazm, că era un guvern bun dacă făceam parte. Deci normal că un guvern prost din care nu facem parte. Pe de altă parte, uite, Ungaria își face parte. Uite, ăla e un guvern bun. Ungaria, domnul. Uite, există. Deci nu Orban e problema. Nu Orban e problema. Prenumele. Ludovic e problema. Ludovic. Că Orban, am văzut guvernul Orban, foarte bun. Domne, Orban, că știi că prima dată când a fost întrebat, domnul Kelemen Hunor, ce părere aveți despre guvernul Orban? Care dintre ei? Care dintre ei? Saraci. Foarte prost. Ăla acolo atenție, e ceva, acolo văd mulți maghiari în guvern. De bine, de rău. Uitați-vă puțin. Un guvern în care sunt maghiari. Și un guvern în care nu sunt maghiari. Deci eu am zis că și domnul Ludovic Orban e 50% maghiar. Deci ar putea problema. Putea fi un guvern și mai prost. Da, e un guvern prost doar din partea mamei. Din partea tatălui înțeleg că e un guvern bunicic. Cât de cât acolo, da. Deci cam asta este acest. Ce face guvernul bun Orban? Guvernul bun Orban, uite, a ieșit la cumpărături și a luat-o către Cluj. Ce și-a luat? Și-a cumpărat de la Cluj de acolo. Deci cum erau ei la Cluj de acolo, domnul Orban celălalt. Da. A ajuns la Cluj unde a cumpărat o clădire istorică. Da, bravo. Care face parte din patrimoniu. Da, patrimoniu, păi da, astea cele mai bune. Ungaria a cumpărat prin intermediul unei fundații, clădirea care a depostat hotelul Melody. Pe vremuri am fost. Din centrul municipiului Cluj. E ultracentral. De un monument istoric care urmează să găzduiască centrul tradițiilor transilvanene din cadrul universității. Deci este un monument istoric, ceva important.
important, la care, un preț bun? Un preț bun la care noi aveam drept de preemțiune, ceea ce asta e foarte interesant. Această... Domne... Guvernul are drept de preemțiune, știi de ce? Pentru că în ciuda aparențelor clădirea e în România și de aia când e patrimoniu, statul are drept de preemțiune. Dar nu spune mie treaba asta, că eu o știu. Spune-i domnului, poate colegii de regie să mă ajute. Cum îl cheamă pe ministrul culturii? Știe cineva cum îl cheamă pe ministrul culturii? Da, eu l-am s-a remarcat la momentul cu Irina Rimes. Vorba multă... Hai că ți-l spun eu! Cum îl cheamă? Păi da, eu ți-l spun cum îl știu. Păi, cel care a vrut să-l promoveze pe Brâncuș prin Irina Rimes. Deci asta e... Așa, eu așa știu. Păi tu știi nume, prenume? Eu așa știu, de omul ăsta știu. Bogdan Gheorghiu e... Bogdan Gheorghiu? Era, ar putea fi Bogdan școală. Gheorghiu? Gheorghiu era școală. El era Ștefan. Da. Bun. Cert este... Stai să dau search pe Google să văd ministrul culturii apire. Pe care nu-l identificăm nu a participat la acest eveniment. Nu identificăm că nu există. Deci nu a participat. Da, lăsând la o parte această chestiune pe mâna Budapestei. Ce aș vrea să remarc în context este că, domne, a costat ceva bani, 5,6 milioane de euro. Deci ceva bănuți ar fi fost de plătit acolo. Ce important, domnule, l-am văzut pe ministrul culturii la un moment dat. Al la... nostru sau al guvernului Victor Orban? Ăsta de în partea asta la altă. De la noi? De la noi. Care la un eveniment al MNAC-ului... Acolo îi place lui. Acolo îi place, s-a simțit bine și în fața publicului prezent s-a scuzat că nu are să le dea pentru acele achiziții bizăruțe, vă spun eu, cu banii controversate și așa mai departe, decât jumătate de milion de euro. Atâta. Deci omul se scuza în fața lor că n-are să le dea și le dădea jumătate de milion de euro pentru nimic. Clădirea istorică în care a funcționat fostul Hotel Melody, care extrem de apreciată la nivel internațional, că iată, a venit și a cumpărat-o guvernul Victor Orban, n-a fost o prioritate pentru domnul pe care, sta să mai spun o dată, că altfel sigur... Bogdan Gheorghiu, care îl promovează pe Brâncuș cu Irina Rimes și n-ar fi rău că îl promovează pe Brâncuș cu Irina Rimes. Problema e că și Irina Rimes spune că abia am auzit acest domnul Brâncuș. Sper să-l și cunosc într-un final. Brâncuș. Deci ideea e, și când am întrebat cum ați ajuns la Irina Rimes, după YouTube v-a pus o piesă, altă piesă, nu știu ce și prea Dom'le, așa am vrut eu, criteriile mele. Da, păi stai, domnule, că dacă concret ai condus televiziunea Gold Rădăuți, nu înseamnă că ai toate criteriile la îndemână. În grei. Și TV Rădăuți, și Radio Gold Rădăuți, și Bucovina TV. Da. Ca să știți, deci ca nu ne jucăm. Este în, pe zona de mass media la cel mai înalt nivel. Deci da, poate acolo în Rădăuți. Aici la București, domnul Bogdan Gheorghiu, Bogdan Gheorghiu vă cheamă, Bogdan poate Gheorghiu ar fi bine așa să nu mai faceți doar de capul deci dumneavoastră, am rămas fără că în cap nu v-a trecut să luați această clădire și o să pentru spună care cineva aveam drept de preemțiune. Și o să spună cineva, păi și ce o să facă, mă, Budapest, o să fugă cu clădirea în spate, știi pe ăștia? O să fugă cu Transilvania în spate, știi pe ăștia? Cu Transilvania în spate, dar vrei să spun ceva? Da. Când afli de un mare om de afaceri care a dat un tun de nu știu câte sute de milioane și după aia și-a construit un palat, ar trebui să te ridici să aplauzi, să spui, păi da, și-a construit un palat la noi. Nu? Păi vă bucurați-vă atunci că fură banii și păstrează în țară. O să ajungem la retorica asta. Aba, a plecat cu banii de țară, nu i-a cheltuit aici. Atunci e foarte bine să ne furăm în continuare. Cred că avem o problemă de comunicare cu regia, că tot bâzie ceva în capul și cred că eu se termină emisiunea. Că ne-au cred că se termină emisiunea. Da? Așa dușmani. Că mergem pe încredere și spunem să aveți o Românie bună în continuare. Ne revedem de mâine încolo. Toate cele bune.